Salut, eu sunt Stantor și bine am găsit la un live commentary, un match de League of Legends, joc cu Riven. Multă lume au vrut să mă vadă cum joc eu cu Riven și o să încerc să joc cât de bine pot match-ul ăsta și să vă învăț anumite chestii pe care le-am învățat și eu, jucând tot mai mult cu Riven. Acum sunt contra KZX pe top. Ar trebui să fie destul de ușor să-l batem și pot începe ori cu longsword și 2 poțiuni, ori cu elixir și 4 poțiuni. Voi merge pe longsword de data asta. Nu mă simt ca și cum mi-ar face extrem de mult haras ca să am nevoie de mai multe poțiuni decât 2. Ward nu încep niciodată, nu-mi iau ward de la început pe Riven. Dar dacă aveți nevoie de ward neapărat, puteți începe cu itemul ăsta, niște poțiuni și ward. Așa începeam și eu la început, dar mi-am dat seama că nu prea am nevoie de acel ward. Dacă jucați safe, puteți să nu muriți fără ward. 2 secunde să verific ceva. Ok, totul este bine. Restul echipei, ambele echipe văd că au blitz, e puțin cam nașpa, asta nu este ranked, este decât un match normal. Am decis să nu mai joc ranked până sezonul viitor, pentru că am un memere destul de prost și primesc cam puține puncte, nu prea are rost să joc atât de mult. Mai bine aștept, mai este o săptămână, în 11 se termină, 11-11, care este și data când canalul meu o să facă 2 ani. Da. Trebuie să am grijă la pasiva aia lui. Aici vreau să încerc să fac level 2 și să mă bag all-in pe el. Dacă o să reușesc, vom face first blood-ul. Yep, am reușit. Asta e cel mai bun lucru să faci pe Riven, să încerci să faci level 2 înaintea adversarului. Dacă ai făcut level 2 înaintea adversarului, cu Q și cu W îl poți bate. Ați văzut că am făcut un trade cam egal înainte să mă bag pe el, însă nu avea scăpare. Vreau să iau ăștia și să mă duc înapoi în bază. Aș fi pușat aici, dar de multe ori mi s-a întâmplat să vină junglerul pe mine și să mă omoare, deci mai bine luăm golemii dacă reușesc să iau. Ar trebui să reușesc. Ok. Și mergem în bază. Voi cumpăra Vampiric Scepter, niște poțiuni și ward neapărat. Acum ne trebuie ward. Așa. Așteptăm să se încarce HP-ul. Bun, ce face și Vana acolo? Mi-a cam pușat lane-ul acum. Don't die. Vai să nu moară că îmi strică lane-ul după. Bun, avem un level avantaj. O să facă el level 3 imediat. Ori încă un minut sau 2 și o să facă level 3. Cred. Acum aș putea să mă bag din nou pe el să vedem. Dacă se apropie puțin. Au făcut level 3. Nu-mi pun încă ward. Sau hai să-l punem. Să fie mai sigur. Elise jungle. Ar putea să-mi facă probleme destul de mari. Ok, o să las să pușeze puțin. Să ajungă minionii cam pe aici. Dar nu cred că se va întâmpla chestia asta. Ok, încerc să dau numai la C și dacă se apropie de minunii ăștia, să dau în el. Ok. I-am scos flash-ul. Acum trebuie să dau last hit când e foarte puțin HP ca să nu încep să pușez lane-ul. Și voi încerca să îl omor cu flash-ul știind că el nu mai are flash. Tu ce faci, mă?
Vrei să mă omori? S-a dat back, din păcate. Aș fi vrut să-i fac o fază cu flash-ul și să-l omor, dar... A venit și Elise și bine că nu m-am băgat pe el în turn. Ar fi fost o prostie. Aici am luat un tower shot. Cam gratis. Noi avem level 5, Kha'Zix are level 3. Suntem în avantaj foarte mare, am cam câștigat lane-ul. Ah, nu. Nu, 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 don't. Don't. Oh! Mamă, ce m-aș băga, dar nu. N-aș fi prea greedy. Asta e, ne-au scăpat de câteva ori. Am ignite-ul. Trebuie să forțez o luptă cu el. Un trade bun pentru mine. Ok, a trebuit să dau flash-ul ca să fie kill secured. Nu, nu, nu aș fi vrut să scape din nou, adică el nu mai avea flash și dacă el mai avea flash, nu aș fi dat flash-ul, că putea să-l dea instant și n-aveam cum să-i mai dau un hit, dar el neavând flash-ul, practic nicio scăpare la faza asta. Elise a pus un ward acolo și se îndreaptă spre mine, hai să ne întoarcem, mă duc să iau golemii și good job, bottom. Echipa noastră se descurcă bine. La minioni stau cât de cât ok. Se putea și mai bine. Mă scuzați dacă o să tușez de multe ori, dar am fost răcit și tusea asta nu... Nu scap de ea. Deci pur și simplu nu scap de ea. Hai să mai stăm puțin. Am 1400 gold. El are level 4, eu fac level 7, deci nu are cum să mă bată. Are decât un vampiric, ceea ce am și eu acum, dar am level avantaj. Și strâng bani să-mi iau un BF acum, dacă tot suntem în așa avantaj mare. SS. Trebuie să mergem să ajutăm. Never mind. Am murit deja. Acum s-ar putea cel mai probabil să vină 3 pe mine top. Ok, Vlad s-a dus pe mid. Și eu am cam pushat lane acum. Am făcut level 5. Eu nu știu dacă îl pot omoră acum, n-am nici ignite-ul. O să-l las să se apropie de minion dacă vrea să farmeze. Și atunci se intru pe el. Dar am folosit skill-urile și am pușat prea rău lui, nu? Acum o să ajungă minion aproape de turetă. Level 8, avem 3 level de avantaj. Ok, mergem, luăm golemii, luăm și redu. Și ne dăm back, o să am destui bani să-mi iau un BF. Warduri, pentru că am nevoie de un ward întotdeauna aici. Pentru că o să iau tureta în curând. Și un tribuș, cred, în caz că face roată. Vreau să văd de la distanțe cât mai mari când vine junglerul. Pentru că obișnuiesc să fac overextend și da, nu prea vreau să mor. Acum aș putea ori să mă duc back, ori să mă duc să încerc să-l omor având reduc, pentru că nici el nu și-a dat back. O să mă duc aici în tufă, el crede că nu mai îs și o să încerc să intru cu ultimata, mai ales când vine și ignite-ul. O să se dea back. Așa că o să pușez. Da, am tot zis că mă duc în bază, dar... Ar trebui să merg. Dacă stau prea mult, iarăși nu-i bine. Dar acum e free farm pentru mine și... Dacă el s-a dat back, putem pușa.
Da, mai iau wave următor și am plecat. Sper că n-am făcut o greșeală. Și să vină acum să mă omoare. Cred că o să avem bani direct de BT. El și-a luat. Și-a luat Cloth Armor și buți, deci el e foarte în spate de mine. Eu am bani de Blood Tester, deci clar mergem pe Blood Tester. Pentru că avem avantaj foarte mare și ne rămâne și de buți, cred. Și atunci nu mai are scăpare. Mai ales că avem și Knight-ul on. Ok, și luăm Ward. Chiar nu ne trebuie poțiune, ne trebuie Ward acum. Bun. Având în vedere că e un live commentary și nu mă pot concentra la fel de bine ca și cum a juca fără să vorbesc, eu cred că m-am descurcat până acum. Am câștigat early, rău de tot. Golem încerca să-i faceți de cât mai multe ori, dar nu când aveți minioni în turete. Când aveți minioni în turete, mai bine mergeți și îi luați. Ok, trebuia să știu ce a evoluat. Cred că o săritură a evoluat, adică o sărit destul de mult. Iar acum, pentru că nu mai are să... Yep, one shot. Adică nu chiar one shot, dar one combo mi-a trebuit ca să-l omor. Stai să văd, filmează, da. Bun. Ar fi fost ceva să nu fi, să nu fi filmat. Nu cred că mă exprim bine, dar înțelegeți voi. Acum, Ward-ul mi-l trebuie neapărat aici. Așa, să văd dacă vine adversarul. Eu nu îi dau pace lui ăsta. Îl omor până îl fac să se afeca. Au, mi-a prins. I'm dead. Am fost greedy. Cum am spus, eu fac greșeli uneori și asta a fost una dintre ele. De aceea încerc să joc acum o perioadă, mai ales când mai joc ranked, încerc să joc cât mai multe normale să scap de acele greșeli și să nu le mai fac, dar destul de complicat. No, nu e bine colat kill-ul. Era distrus total acum. Tot e distrus total, dar... Na. O să merg tot pe top, mai am eu două orduri, aș prefera să pun unul aici și nu știu, nu, aici nu cred că mai îmi trebuie. Acolo aș fi putut să mă dau back, că l-am văzut că vine și nu mă prindea, aveam EQ și puteam să scap ușor. Îmi pun unul pe river aici. Și ăsta la altul îl păstrez. Aș putea să stau să-l pândesc aici. Parcă văd că o să vină în tufă. Cred că are ward. Nu văd unde e. Nu cred că face probleme echipei, dar să facem niște pinguri. O fi în tufă? Nu e în tufă. Pot să-i dau one shot în turetă, dar nu mă risc. N-are rost, mă duc pe mid. Bă, Catarina, ce faci? Catarina, în loc să apere tureta, s-a dus să-și facă Wolfie. Hai, mă! LOL, nu mă vede.
Wow. Wow, Caterina, ce dracu. Dacă se băga mai repede. A fost și vina mea puțin, dar... Hai să zicem că a fost vina mea și gata. Nu trebuia să mă bag așa. Aș vrea să iau eu red, dacă e că-l vrea și mana. Ca zic, s-au făcut 3 kill-uri. I-am dat shutdown, dar acum cred că și-o reveni puțin. Mi-e frică mai mult de căcatul ăsta, că-mi dă slow foarte puternic. Hai să încercăm să-l omorâm. Au, acum chiar că și-a evoluat aripile, atunci nu le avea evoluate. Și-a avut și ward aici. Dar încă este frică de mine, crede că îl bat și chiar îl bat, deci și bine. La farm am aproape dublu. Aproape. Și vor reveni puțin la farm. Să avem viziune, în caz că vine cineva pe noi. Veinul lor cum o duce? Veinul lor nu are niciun item, e bine. Au, și-a terminat Hydra. Wow. Blitz vrea să vină după mine? Nu știu dacă i-aș putea bate pe amândoi, cred că am și Flash și Ignite. Dar lasă. Nu vreau să fac încă o greșeală, am făcut deja două. Să vedem, și-au luat armură, nu și-au luat armură nimeni decât el are ninja tabi, dar nu e o problemă, așa că nu o să merg pe last twist, o să merg pe Hydra. Crede că are șanse să mă bată? No way, man. Leave me alone, bitch. Oh my god. Și-a dat-o ce-a avut ca să mă omoare. Ward. Acum nu-i mai worth. Caterina asta, nu știu, nu joacă prea bine. Nu face roam, nu pușează, nu nimic. Uitați, din nou, bine, acum aș pierde o viață. Da. Ei trebuie farmat. Botul se descurcă bine, e unstoppable, dar ar trebui să ajute lane-urile. Oh, fuck, what the fuck, de ce nu mers? Trebuia să stau mai aici.
Cred că cel mai mare nerf la Riven ar fi să aibă mana. O să vină și Kha'Zix pe mine. Dă-te back, mă, că o să mori. Și ți-ai pierdut ultima ta. Redul ăsta aș vrea să-l iau eu. Elise văd că pușează top. Așa mi se descurcă aici singuri. Ah, ăsta e fidat, frate, ăsta dă în prostie acum. O să încerc să o omor pe Elise dacă tot o vin pe top. What? What? How? LOL? I-am barat chestia asta. Doamne. Am dat în jos când și-o dat. În fine. Uite, din nou, nu a fost chiar drept, dar e destul de larg, cred, range-ul la chestia aia. Eu n-am cum să prind. Și vin cei doi de pe mine, de pe mine. Are decât un item, aș bate-o foarte ușor, dar nu prea pot să prind. Are ward. Kha'Zix cât farm are, dar nu mă ajunge. Căcat. Serios? 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 Vă puneți cu mine? Are blade-ul, dacă l-are activat mă poate omoră. Dacă e fac tower dive, că așa nu are cum să mă omoare. Eu îmi dau back. Sau nu. Nu mai vii Vayne. Acum am dau back. Căcat.
Așa, bun, la faza asta am fost destul de greedy, dar mi-am luat buții la Twisper și deja am o grămadă de damage. O să termin și Black Cleaver-ul și oricum nu cred că au vreo șansă să ne bată. Sunt mult prea fidat, e doar minutul 26 și am atâtea iteme, deci mă pot băga în ei și nici nu au armură. Elise încearcă să-și cumpere Randuin acum, dar până și-l cumpără o să dureze destul de mult. De mult. Ah, hai să mai luăm și două worduri. Ah, nu mi-ajunge de două, nu mai contează. Mi-ajungea dacă mai stăteam 2 secunde, dar chiar n-am nevoie. O, văd că mi se termină și muzica. Repornim. La început am vorbit mai mult. Acum nu prea am ce să explic. Dacă jucați bine la început și câștigați early, după aia este destul de ușor. Și dacă nu câștigați early, puteți încă să câștigați meciuri, even poate să care, chiar dacă a pierdut, de exemplu, dar aveți nevoie de puțin ajutor dacă ați pierdut sau să reziste echipa voastră până vă farmați și puteți face ceva. Am level 18, ar trebui să forțăm niște fight-uri. O să-i las lui. Ca să poată să dea și el slow, eu am destul CC. Wow, what the fuck? Ah, ok, ăla-i bot. Doar ăla îmi făcea mie probleme că îmi dă slow urât. E a nostru baronul. La face push bot. Ai, că ți-am tancat tureta, o grămadă, Caterina. Mă gândeam că eu mor pe amândoi. Wow, deci stanul ăsta, stanul ăla m-a distrus. N-am apucat nici să dau ulti. Mamă, dacă nu l-am stanul ăla, ce l-aș fi făcut? Am avut undeva la 500 de damage, cred. Cu tot cu baron. Ok, se pare că începe și Katarina să facă ceva, dar a cam dormit la început. No, what the fuck.
Știu că o dat în glumă, dar totuși. Dai mă hituri, așa. What the fuck, Lucian? Trebuia să reacționeze mai repede. Eh, no problem. Hai să mă duc pe top. O să apere turetă, oare? Cred că o apără, da, o apără. Mă enervează la Vin că mă poate împinge. Și că îmi dă și stun. N-au ce să se pună cu mine, frate. Sunt prea... prea fidat, meciul ăsta recunosc. Sunt prea fidat, n-au ce să-mi facă. Ah, ceau. You're gonna die, man. You can't escape me. Ah, căcat! Era să mai fac un kill la final. GG, well played. Deci, cam asta este un match de-al meu cu Riven. N-a fost cel mai bun pentru că am făcut și niște greșeli, dar a fost... A fost bun, dar nu cel mai bun. Bun, cam atât. Sper că v-a plăcut. Mulțumesc și eu să fac un live commentary cu Riven. Îl aveți aici, poate o să mai fac. Ori cu Riven, ori cu alți campioni, depinde și ne vedem data viitoare.